Salutare și bine ați venit la un nou episod. Suntem cu Probnet acum. După, nici nu știu cât o să zic, 4 sau 5 episoade failuri, pentru că nu am niciun habar despre jocul ăsta. Adică, n-am viteză, n-am efectiv nimic, deci sunt multe chestii ce efectiv știi, te lasă. Bă, cam ciudat, bă, de ce? A, ăsta e caracterul. Chris. Am zis că aș vrea. Am încercat să dau refund la joc, dar deja am 4 ore jucate și nu mai e ok. Așa că am zis că o să facem o serie în felul următor. O să facem. E posibil mai multe episoade. Vedem cum o să fie. Am ajuns killer. Nu știu pe care să le iau efectiv, adică e un pic cam ciudat pentru mine. Asta am văzut că e foarte OP. Și ce vreau să zic e că stai că e fix primul. Ok, hai să dăm așa. Vreau să fac un fiecare episod, dar să facem în felul următor. Dacă pierdem, asta e, mergem în continuare cu episoadele. Nu, oricum nu pot să-l mai dau înapoi, deci asta e. Și atunci vom face în felul următor. O să vedem despre ce e vorba, da? Și trebuie să-l învăț. Ia aia pe unul. Aia ce sări pe aici. Bine, până acum am prins numai de asta, adică. N-am văzut că pot să mă și mișc. Băi, ce la care. Stai să văd, dar nu pot să. Dar de ce? Deci cam așa se joacă ca și killer, a? E bună schema. Ambient change. Stai că nu mai văd. Nu văd că dacă nu dai asta e destul de ok. Nu am eu campion, nu am. Adică trebuie să joc efectiv mult ca să pot să fac ceva. Dar de ce nu? Ce simt? Da, una l-a luat. Dar de ce nu pot să. Nu pot să înțeleg de ce, adică. Nu, no, dar și asta să. Fi killer efectiv și să te transform. Și asta o să fie o serie. Până stăm și învățăm. Da? Până stăm și învățăm. Nu o să faci mai multe episoade în care o să ne ajute. Nu pe nimeni. A, mă. Câte hituri trebuie să dau? Că și unde e asta? Nice, perfect. Pe primul l-am luat. Deloc. Nu înțeleg ce fac aici. M-am transformat efectiv. Ah,
Au niște scrieri destul de citate că te fac să beșesc caracterele, deci... Guys, nu vreau să știți, să vă zic sincer. E că l-am luat pe al doilea. Dar nu pot să știu, bai pe aici, om, nu? Hai, dată! Nice! Perfect! Deci deja sunt doi. Bre. Ia-le pe ăla. Ce s-a întâmplat, mă? Nu pot să mă... Nu pot să mă duc, am crezut că pot să mă duc. Dar nu... Nu e ok. Ce, eu pot să leau și de-asta? Ia, l-a scăpat pe celălalt, da? Deja au 3. Mame. Și pe aici pot să fiu, deoarece... Save it, l-a salvat. Dar nu înțeleg, e pe ăsta. Deci numai nu înțeleg pe aici. Nice. L-a salvat și pe celălalt din cât observ. Opa. Cred că am văzut pe cineva random pe aici. Ia-l-ai. Dă-mă mare de mici dacă... Nu pot să fug, trebuie să văd de mai mulți. Aha. Deci se pot transforma în orice. Trebuie să prinde unul singur mișcare. Pardon, pentru că trebuie să învățăm, na. Salvează, mă, salvează aia toată faza și ăștia fac deja alea. Deci oricum și ca și killer o să pierd, hai clar. Dar nu înțeleg, am avut mai mulți de ăștia care efectiv... care efectiv dădeau cu cheater în player, mă. Asta am luat și pe ăsta. Am un aici. Dar îl voi pune pe aici. Știu băieții, știu us, care efectiv știu destul de bine. M-a scăpat din mână. Nu pot să cred așa ceva. Lol. Deci pot să-i fac trollul ăla masiv să... Da, oricum să gândesc că o să fie pe aici 4 din 5. Da, în fine, asta e prima dată killer, deci... Da, ce să fac, find the exit. Ia, eu să urs acolo. Asta e prima dată killer. Chose the event. Am ușa cealaltă, deci asta sunt niște skill-uri pe care poți să le alegi ca și așa. Încă zi? Am oricum deja... Nice! Perfect! Una e gata.
Nu știu dacă pot să mai plimb pe al doilea, dar... stai să văd. Au mai multe, au destul de multe pe aici. Pentru cine știe jocul, vi foarte ușor, poate să jucați, dar eu nu vă... Eu nu vă zic efectiv că de pasă cel puțin era să renunț de... Adică apoi, cred că vă 5 episoade am făcut în continuu și efectiv toate l-am șters. N-a funcționat niciuna, deci tot s-a șters. Să zic sincer. Pentru că nu puteam să mă duc mai departe, mă prindea killerul. Erau playeri. Na. Destul. De mari. Aici dau mai mare damage din câte observ. Bă, că ce dacă îl iau? Acum a scăpat, băi băiatule. Na, GG oricum pentru ei. De aici trebuie să campez. Killer chasing me. Ok. Da, GG. N-am ce să fac. Aș ca să vă pup, guys. O să facem un episod numerotat, de acum încolo, în care efectiv o să încercăm să jucăm mai mult. Un episod pe zi, ca să ne vedem diferența de joc. Și așa nu pot să dau. Vedeți și la mine că am cel mai slab rank, sunt nou. Deci, asta e, așa că v-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe, acesta a fost unul din primele, al treilea episod și asta e, vă aștept la un alt episod. V-am pupat, ne auzim pe live-uri săptămâna viitoare, o să le facem după masa și asta e, let's go!